Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Ilie's Vlog. Suntem alături de Cori filmează degetul ei. Și astăzi facem un episod cu Uber Eats. Sunt convins că toți și despre aplicația asta. N-am să vă dau foarte multe detalii despre ea pentru că știți. Asta este aplicația în mare parte. În momentul ăsta sunt într-o zonă de 1-3. Ia stați să dau numărul statului ca să și vedeți ceva. Așa. Sunt într-o zonă de 1-3. Adică la Ocean, drumul taberei, dăm și noi pornire de aplicație și așteptăm comenzi. Nu o să stăm mult, o să stăm undeva la vreo 2 ore. Vedem și noi cât am făcut, vedem ce comenzi avem, unde trebuie să mergem. Chiar sunt curios unde ajung la finalul celor 2 ore. Și cam asta e. Mai revenim când o să primesc o comandă, pentru că nu primești instant, mai ales la ora asta. Dar ce vă trebuie, hâț. Și tocmai am primit și prima comandă. O dăm să acceptăm. Și trebuie să ajung la Shogun, să moară viața mea, nici nu știu unde e. La 1,200 km. Trebuie să iau așa. Șnițel de porc, cartofi prăjiți, pui cu smântână și ciuperci și încă o porție de cartofi prăjiți. Da. Ideea e că eu mă așteptam să primesc după aici, după undeva. Tocmai de-aia m-am pus în zona asta, că știam că după aici primesc de obicei. Dar plecăm spre... Stați că am uitat cum se numea. Spre Shogun. Mai revenim după drum, unde o să vă explic eu cum fac eu de obicei Uber, pentru că fac destul de des, câteva ore, 2-3 ore pe zi tot fac. Pentru că se adună și la sfârșitul săptămânii e ok să primești niște bănuți. De fapt, vă explic chiar acum. Ideea e că eu fac de obicei seara, pentru că mi-e mai ok, nu e nici foarte cald, traficul e mult mai ok decât ar fi de dimineață sau la prânz. Și de obicei mă pun într-o zonă, eu mă pun la AFI sau la Ocean, drumul taberei, pentru că e mai aproape de mine. Și aștept comenzi. Nu durează foarte mult de obicei, durează undeva la 10 minute, un sfert de oră maxim până primesc o comandă și acum a durat undeva la 5 minute. Mă pun, fac, nu știu, 2-3 ore de comenzi și aia e, plec acasă. Banii se primesc o dată pe săptămână, în ziua în care, nu știu, discutați voi cu partenerul la care sunteți. Se oprește un comision de 10% și cam aia e. Nu plătești cartea de muncă, nu plătești contribuții la asta, nu plătești absolut nimic. Acum, eu nu știu dacă să-ți vină astea acasă sau nu. Sper să nu vină nimic de plată. Dacă vine ceva de plată, vă anunț și pe voi. Acum că o să înceapă școala și toate cele, o să fie un pic mai ok pentru noi cei care facem Uber Eats, pentru că o să crească tariful, că nu o să mai fie atât de mulți livratori. Momentan sunt exagerat de mulți, adică nici măcar nu se mai fac înscrieri în momentul ăsta, atât de mulți sunt. Primești o geantă, dita mai geanta de Uber pe care eu am în portbagaj. Și cam atât, adică nu-ți trebuie absolut nimic, nu-ți trebuie... Nu cred că trebuie să ai o vârstă, nu cred că trebuie să ai 16 ani, să ai o bicicletă și cam aia e. Eu fac cu mașina pentru că mi-e mai comod. Ideea e și gras și doar n-aș vrea să dau la pedale și nu mi-au nici bicicletă electrică ca să fac Uber, adică nu sunt atât de nebun. Și am și un tarif mai mare decât cei care au bicicletă. Eu primesc mai mult, nu știu cu cât, dar primesc ceva mai mult. Bun, revenim când iau comanda și vă zic unde trebuie să mergem. Așa, am luat și noi comanda. Am ajuns mai greu un pic aici, dacă nu știam unde e. Și trebuie să ajungem la 800 de metri de aici, deci eu nu înțeleg de ce n-a venit pe jos așa. Pentru că mai mult a durat să ajung eu până aici. Și să ajung și după aia până la el, că cine știe la ce dracu bloc ăsta și scară. Care e prostul care claxonează. Da, revenim după ce livrez comanda, pentru că sunt chiar curios cât
3, 4, 5 lei câștig pe comanda asta. Mă dau un pic mai în spate, că e periculos aici. Da, sunt curios câți 5 lei câștig și... Na, așteptăm următoarea comandă după. Revenim. Da, practic nici n-am ajuns să livrez comanda și am primit-o pe a doua. Dăm acceptare la asta. Și revenim după ce o livrez pe prima. Așa mă băieți, am livrat și comanda asta, am câștigat 8,31 lei. Bă, e ok, având în vedere că am avut 800 de metri de mers. Mi se pare foarte ok. Acum mergem spre restaurant Dream. Nu știu unde e, tot pe aici prin zona, la vreo 2 km. Și avem de luat o pizza margherita, niște legume la grătar și pene siciliane. Cine urcă așa ceva? Așa. Păi, revenim când ajungem acolo. Și vă spun unde trebuie să ajungem. Da mă băieți. Dacă mai e careva care, nu știu, face Glovo sau bă, la Food Panda, mai știu ce mai fi. Bă, sunt chiar curios la voi cum e, că am înțeles că voi trebuie să vă plătiți contractul de muncă sau să, nu știu, să vă anunțați orele la care ieșiți, pentru că la o vorie e lejer, adică poți să nu faci 6 luni și să nu zică nimeni nimic. Te pui online când vrei, te scoți când vrei. Și e cam ciudățel. Adică nu înțeleg de ce ar fi Uber atât de liber și celelalte vă pune să vă plătiți contractul de muncă și toate cele. Adică urmează să-mi vină mie ceva acasă sau care e ideea? Da, până acum nu avem nimic acasă. Sper să nici nu-mi vină, că n-am de când să plătesc nimic. Nu știu de cât timp fac eu Uber așa... Cam de 3 luni? Cam 3 luni am de când fac, nu fac chiar zilnic, pentru că mi-e lene. Dar e ok, adică e un venit suplimentar câștigat stând în mașină. Am comenzi mai ciudate uneori, în sensul că sunt foarte mari. Eu fiind cu mașina, mie îmi dă de obicei comenzile foarte mari, cele pe care nu le poate lua unul cu bicicleta. O, uite, am ajuns și la Dream. Nu mă așteptam să ajung așa repede. Da, și îmi primesc de obicei niște comenzi mai măricele. Da, e ok. Am avut dată o comandă care a făcut în total prețul ei cu 7 milioane jumate. Deci vă dați seama să vă cumpărați mâncare de 7 milioane jumate. Și... N-am avut, deci n-am căput în geanta de Uber. Am umplut geanta de Uber și mai aveam și două mâini pline de sacoși. Deci a fost groaznic de mers, de pus în mașină, de dus după aia că stătea la bloc. A fost teribil. Și ajung acolo, nu a zis nici măcar mersi, nu a zis absolut nimic. A luat aia și a plecat, adică nu, n-a interesat persoana aia. Nici măcar nu m-a întrebat, vrei să te ajut la lift, la ceva? Nu, a durut-o în pulă. Da, mă, păi am ajuns să iau mâncarea. Mă duc să luăm chestiile astea, pizza și toate astea. Că poate e lui Cătălina foame, că lui Cătălina trebuie să-i ducem. Mă știți pe Cătălina, nu? E fata care stă în partea rată. Și revenim după aia să vă zicem unde trebuie să ajungem. Da, mă, băieți, am luat și comanda, trebuie să ajungem la... 4,4 km, am uitat sigur să mă uit unde e adresa exactă, nu știu dacă e bloc, curte, habar n-am. Bine, n-am eu noroc de curți și cei care faceți Uber sau Glovo sau orice altceva, nici voi nu cred că aveți noroc de curți și trebuie mereu să stați să căutați blocul și scara și toate alea. Da, mâine, adică nu mâine pentru mine, mâine pentru voi. O să apară un alt video pe canal, un story time cu ceva despre școală, pentru că na, tot urmează să începeți școala. Și m-am gândit eu și la un concurs ceva. Dar o să vă zic mai multe în video următor. Dacă vă place genul ăsta de video cu Uber, cu toate cele, lăsați în comentarii acolo.
că e ok sau că nu e ok, lăsați un like. Pentru că, na, eu fac cobor destul de des și nu mi-e greu să mai și filmez. Bine, o să, pe parcurs o să mai am ce să vorbesc, pentru că momentan e prima dată când fac și nu știu ce să vă zic exact, adică nu știu ce v-ar interesa să știți. Da, se rezolvă, nu-i problemă. Poate până atunci spăl și parbrizul ăsta minunat că e jegos, în ultimul hal abia văd. Și nu mai am nici lichid de parbriz, lichid de parbriz, sponsorizați-mă, vă rog. Sau orice, apă, ceva, dați-mi un suc să-l arunc pe acolo. Niște apă cristalină. Apă cristalină, da, cum îl chema, Cristi din Banat sau? Parcă da. Da, deci oricare vrea să mă sponsorizeze cu lichid de parbriz pe viață. Oricare Cristi din Banat. Da, eu sunt deschis la orice propunere. Colaborăm, facem, fac promovare pe parbriz, pe tot ce vreți voi. Îți pui un sticker pe el? Da, îmi pun sticker, dacă e ceva îmi pun sticker pe ghiozdan. Eu nu am ghiozdan, dar cumpăr special pentru voi. Da, mai aveți și noi 3,7 km, timp în care probabil o să ne cam plictisim pe drum. Pentru că nu pot să ascult nici muzică, că mi-au copyright, adică de ce nu? Și... după, nu știu, vedem ce mai facem. Mai avem cam o oră de băgat curs, adică atât mi-am propus să fac astăzi. Și suntem la a doua comandă momentan. Comanda asta cred că o să fac un pic mai mult, pentru că lasă și mai mulți kilometri. Dar chiar și aia altă, 8 lei și ceva pe 800 de metri, având în vedere că am ocolit aia 800 de metri, adică puteam să las mașina deoparte, să lasesc partea aia altă și aia era. Dar după aia nu mai aveam cum să tot trebuia să-i fac pe 800 de metri ca să-mi iau mașina înapoi. Deci, momentan merge ok. V-am zis, după ce o să termine cu vacanța voastră, din păcate pentru voi, din fericire pentru noi cei care facem Uber, tariful o să fie mai mare, o să se simtă, pentru că țin minte că până să începeți voi vacanța, era tarif la ora asta, era 1.6, acum e 1.3, adică se simte dacă e 1.6 și 1.3. Adică, de exemplu, cursul asta care mie mi-a făcut 8 lei, pe 1.6, nu știu, mi-ar fi făcut undeva la 12 lei. Ceea ce, na, e mult mai ok. Ideea e să ieși când sunt tarifele mai mari, adică la prânz. Dar eu sunt cam leneș și nu prea ies. Asta e? De ce mă întrebați? Că dacă ieșeam era foarte ok, pentru că momentan e tarif 1.6, cred, la prânz. După ce începeți voi școala, o să fie de 2.0, ceea ce iar o să fie ok. Și na, acolo se fac, adică acolo o cursă, nu prea sunt curse sub 20 de lei și nu sunt foarte mulți kilometri. Da, e ok și acum, pentru un mic venit suplimentar, e ok, mai ales dacă ai bicicletă sau trotinetă electrică și nu ești gras și poți da la pedale până mori. E foarte ok, pentru că nu mai trebuie să faci bani în benzină, nu nimic. Așa eu îmi plătesc și benzina din banii ăștia. Și mașina mea consumă mult. Asta e trist. Da, mai revenim după ce livrez comanda asta, ca să vă zic și cât a făcut exact. Pentru că pe mine mă cam lasă vocea. Hai, bagă-te odată. Da, pe mine o cam lasă vocea și nu e ok, că n-am nici pastele la mine, n-am nimic. Revenim, vă spun cât a făcut, cât a groapa să moară viața mea. Și continuăm cu următoarea comandă pe care sper să o primesc tot așa repede. S-a întâmplat o chestie nașpa, am vorbit cred că vreo 6 minute ca prostul. Și s-a terminat bateria. Și dacă s-a terminat bateria și n-am apăsat pe stop, nu s-a filmat nimic. Așa, ideea e că e deja ora 9:05. Mai slăbuț acum la comenzi după ora, deja la ora 9, mai ales în timpul săptămânii, nu prea-și mai comandă multă lume, că asta însemna că eu să ajung pe la ei pe la 9:30. Mâine e să duc la muncă, deci na, vă imaginați că mai slăbuț în timpul săptămânii. Ideea e așa, că am avut doar două curse astăzi. Bine, eu într-un interval de, aici îmi pare o oră 27, dar de vreo 20 de minute stau eu degeaba și am fumat o țigară și am schimbat camera și toate alea. Deci cam într-o oră am avut două curse, dintre care una a făcut
ultima cursă pe care am dus-o a făcut 14,25 lei, iar cealaltă, v-am spus, a făcut 8 lei și ceva. Doar că la prima cursă am mai primit și un tips de 5 lei. Deci avem pe aplicație un total de 27,56 lei. Și la ultima comandă am mai primit cash încă 5 lei tips. Deci undeva la vreo 30 de lei. Într-o oră. În timpul săptămânii, e miercuri azi. Am ieșit la o oră groaznică și termin la o oră și mai groaznică, deci nu mă așteptam nici măcar la 30 de lei. Dar e ok. Dacă vă mai place, lăsați în comentarii și mai facem. O să fac pe mai multe ore, o să fac și în altă perioadă a zilei. O să fac și la prânz dacă vreți, ca să vedeți cum se câștigă la prânz și unde sunt mai multe comenzi. Mâine, v-am spus, apare un story time. Și cam aia a fost. Dacă v-a plăcut video, lăsați like, share, comentariu. Follow pe Instagram, follow și la Cori, emma.alexandra13, nu? emma.alexandra13. Scrieți-mi și pe Instagram ce ați vrea să mai vedeți, pentru că vă răspund la fiecare în parte. Și cam aia a fost. Ne revedem data viitoare. Ciao.